Încă din 2011, autoritățile din Râmnicu-Sărat au încheiat un protocol cu Poliția Municipală, Poliția Locală și mai multe firme de pază privind paza în unitățile de învățământ. Astfel, toate liceele și școlile gimnaziale din oraș sunt păzite, iar polițiștii și agenții locali patrulează în vecinătatea acestora pentru a preveni orice act de violență care ar putea avea loc. Asigurarea securității și siguranței elevilor este o prioritate pentru șefii poliției locale și în 2018. O prioritate noastră pentru 2018 este siguranța elevilor în unitățile de învățământ și cu siguranță în limita efectivelor disponibile vom fi prezenți în zona adiacentă a acestor unități de învățământ pentru ca toți copiii să fie în siguranță la școală și în drumul de la școală spre casă și au invers. Reprezentanții poliției locale spun că în ultimii ani numărul faptelor contravenționale din zona școlilor și liceelor din Râmnicu-Sărat a scăzut și pentru că acestea au fost zilnic supravegheate de agenții locali. Este o linie de muncă prioritară și ne putem mândri cu faptul că anii anteriori, 2017 și chiar anii din urmă, este un trend descendent al acestor fapte contravenționale sau chiar infracționale în rândul unităților de învățământ, fiind ajutați aici cu, în principal și de acest sistem de supraveghere, care oferă o monitorizare foarte atentă și eficace a zonelor unităților de învățământ. În ultimii ani și polițiștii au desfășurat numeroase acțiuni în școli și licee pentru prevenirea delicvenței juvenile. Mai mult, cei de la proximitate au responsabilitatea de a vizita cât mai des unitățile care le-au fost repartizate pentru a afla probleme cu care se confruntă elevii.